Și din comun la Părâta Dubăsari. O mașină marca Dacia cu 5 oameni în interior s-a prăbușit în râul Nistru. Șoferul și 2 pasageri au reușit să iasă la suprafață. Alți 2 însă au murit înăcați. Totul s-a întâmplat noaptea trecută, aproximativ la ora 1. Șoferul în vârstă de 30 de ani, care se deplasa pe barajul râului Nistru, nu a reușit să mențină controlul volanului și s-a prăbușit cu mașina în apă. Conducătorul auto și alți 2 pasageri, o tânără de 22 de ani și un băiat de 30, au reușit cu mare greu să deschidă ușa și să iasă la suprafață. Alți 2 pasageri de 29 și respectiv 40 de ani au rămas blocați în automobil. Cei care s-au salvat au mers pe jos până la cel mai apropiat post de poliție și au anunțat oamenii legii despre nenorocirea în care s-au pomenit. La fața locului s-a deplasat de urgent grupa operativă a Inspectoratului Poliției Dubăsari. Au fost anunțate de imediat de urgență serviciile de urgență pentru a interveni la ajutor. La locul tragediei au venit și salvatorii. Aceștia au găsit mașina la aproximativ 4 metri de mală. Pentru cei 2 pasageri blocați în automobil însă nu s-a mai putut face nimic. După operațiune care a durat mai bine de 2 ore, scafandrieri au scos cadavrele și mașina din apă. Primind apelul la ora 1:45, ne-am deplasat în satul Părâta, partea stângă a râului Nistru, unde în timpul nopții a derapat o mașină în râul Nistru. Efectuând lucrările, am găsit automobilul, l-am scos la mal, depistând în trânsul 2 cadavre înecate. Polițiștii din Dubăsari au inițiat o anchetă pe marginea acestui caz și urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.